familie, avem divorțuri, avem împărțirea bunurilor comune, avem încredințarea minorilor. Când părțile s-ar putea să ajungă la o înțelegere cu privire la numele pe care să-l păstreze soțul după divorț, la copilul cui anume să fie încredințat, la pensia de întreținere și așa mai departe. Se poate ajunge de asemenea la o înțelegere în ceea ce privește conflictele de muncă, conflictele de proprietate intelectuală și, cum vă spuneam, în domeniul plângerilor prealabile pentru infracțiuni, unde este preferabil ca nu judecătorul să dea o hotărâre care poate fi chiar de condamnare, ci victima să înțeleagă cu inculpatul asupra eventualelor despăgubiri și astfel procesul să înceteze într-o formă favorabilă și avantajoasă pentru amândouă părți.